Așa am început. Gata? Da. Ok, dubla a doua. Deci bine ați venit la cursul de media. Este prima oară când o să facem practică. Ne bucurăm că am ajuns întregi și întregi la cap la momentul ăsta fantastic. E cursul 8, dacă nu mă înșel, dacă număra bine. Și am tot vorbit de sunet și am tot vorbit de mufe și de fire de sunet și de butoane de la sunet. Și în asta chiar o să punem mâna pe butoanele de la sunet. Echipamentul care se vede aici sus este un mixer de sunet. Are ceva mai multe butoane decât echipamentul care vi l-am tot arătat în lecțiile trecute, care l-am folosit ca demo. Și în mod special am trecut de la unul simplu la unul complicat, ca să vă arăt că ce v-am spus prima oară că v-am vorbit de butoane, că toate sunt la fel, e adevărat. O să petrec, nu știu, vreo 30 secunde, descriind ordinea, cum desfacem cutia, cum pornim tot echipamentele, după care o să vă rog să vă apropiați și o să facem chiar testele sunet și o să vă demonstrez pe eu practic tot ce v-am spus teoretic ora trecută, și cu balansul, și cu egalizorul grafic, și cu toate chestiile de acolo. Deci, cutia asta se desface ca o, nu știu, ca o coajă de portocală, capacul ăla vine aici în față, se desface așa și așa și iarăși în spate. E lemn și e relativ greu, deci dacă vi se pare greu, lucrați 2 sau 3 ca să răsfaceți sau chemați un adult să vă ajute, e mult mai bine să fie 3 oameni aici decât să rămână unul fără deget. Deci, de cât are balamale, se înfășoară una peste alta și se dă jos. Echipamentele se pornesc întotdeauna în aceeași ordine în care ar traversa semnalul prin ele, deci dacă te gândești microfon, fără fir, receptorul de la microfor, mixer, amplificator, așa le dăm și drumul. Am pus baterii în ăla, i-am dat drumul, după care să-i dăm drumul la receptorul de microfon, după care dăm drumul la mixer și așteptăm până că se aprind toate becurile și ultimul îi dăm drumul amplificatorul. Iarăși, exact ca în casă, dacă ați făcut vreodată experimentul să puneți iPod-ul sau telefonul pornit în timp ce cânta ceva muzică direct în combină sau difuzoare și era de la maxim și au sărit pereții, aceeași chestie este aici, nu dați drumul la amplificator sau la ultima chestie care e conectată la difuzoare, nu-i dați drumul până când nu verificați că mixerul e oprit. Dacă vă ridicați sau dacă vă uitați, mixerul acum nu e oprit, butonul de volum principal e destul de sus. Chit că nu vorbește nimeni și nu e niciun fel de chestie, butonul ăsta e aici, deci nu e bine, îl dăm la minim și acum e safe, acum puteți să punem amplificator. Care amplificator și ia câteva secunde, e gata când se stinge LED-ul galben, acum e gata. Bun. Ăla e un microfon, dacă Liviu i-a pus baterii, înseamnă că și merge, e și pornit. Da, nu poate să vedem. Deci astea sunt, avem două microfoane wireless, care le țineți în mână și mai avem încă două, care ați văzut, se țin pe obraz. Deci astea funcționează cu baterii normale, AA, deci așa arată bateriile. Astea, cu argintiș cu albastru, sunt baterii consumabile, deci merg odată și pe aia gata, le aruncăm, avem un sertar plin de ele. Avem și acumulatori sus, care sunt verde cu argintiu sau galben sau portocaliu cu verde. O să vedeți că arată cu totul altfel și scrie rechargeable. Deci asta pe care scrie alcaline, a mers o dată și le-ați aruncat. Intră... Ia mai vezi încât bateriile astea odată, că nu cred că sunt puse cum trebuie. Sunt sau nu sunt? Și eu sunt chior, e târziu, seara, e bine? Și dacă este bine, cum știi că erau bine? Sau că nu erau bine? Explică-le și lor, că te-ai umblat cu microfonul ăsta mai mult decât oricine de aici. Bun. Deci, unul era sau nu era bine? Nu era. Nu era bine? Bun, și de unde știi cum trebuie puse bine și cum... Negative. Da, de unde știi? Bun, deci dacă ne uităm în microfon, pe fundul locajului de baterii sunt niște poze cu niște baterii. Cum ați găsit poate și alte jucării și într-un Walkman și alte chestii. Deci respectați și voi polaritate. Intră unul și după aia celălalt. Ăstea de aici, fiind microfoane wireless, pot merge pe diverse canale, pe diverse frecvențe. Ele deja au fost reglate cu receptorul. Încercați să nu umblați la astea, că după aia trebuie să umblăm și la receptor ca să se mai găsească între ele. Au plasticul ăsta schimbat, unul verde, celălalt alb, ca să le puteți deosebi. Ultima chestie care mai trebuie să o fac aici, trebuie să vă scriu pe fiecare canal ce n-am apucat să scriu cu carioca, o să scriu verde, alb și tot așa. Deci ăsta este pe numărul 2, pe canalul 2, microfonul ăsta. Frate, sau alb pe 1. Are un buton aici și un LED. Dacă bateriile sunt bune, când ați dat în sus de buton, LED-ul se aprinde, se stinge la loc. Dacă rămâne aprins, bateriile sunt aproape moarte. Trebuie schimbat. Butonul are 3 poziții, nu 2. Deci acum e pornit și amuțit și abia când îl dau sus de tot, ce vorbesc, se aude. Bun. Deci dacă ăsta este pornit, să revenim la mixer, că e pe canalul 2. Canalul 2 este tocmai aici. Vedeți că este un bec aprins aici, un LED? Hai că trebuie să ridicați, îmi pare rău. Putem să-l facem pe ăsta mai mic. Așa, să vedeți peste. Scrie mute lângă LED-ul ăsta, mute, dacă ați vedea până acolo. Butoanele de mute sunt astea mari, negre. Lângă că scrie 1 mute, 2 mute, deci când apăm să împăsa, acum este la dezamuțit. Și acum deci, se aude. Ăsta de aici este volumul, e reglajul de nivel al microfonului, este corespondentul butonului rotund și alb de jos. Știți că mixerul și alt avea butoane mici și ultimul rând erau mari și albe. Alea mari și albe fac exact ce face ăsta de aici.
Și vă spuneam că la mixerul ăsta au folosit chiar unitățile din știință și scrie 0 decibeli aici la mijloc, unde linia groasă aici e 0. Pe celălalt era de la 0 la 10 și nu erau nici fel de unități de măsură, aveți decât un triunghi alb care marca poziția 0. Bun, ca să se audă microfonul ăsta în sală, că acum nu se aude, după cum constatați, deși canalul lui e pe amuțit, l-am scos după amuțit, 1, 2, 3, nu prea. De ce credeți că nu se aude microfonul acum în sală? Ce am făcut adineauri când am pus de amplificator? Deci, controlul principal de volum de la mixer e la minim. De asemenea, aici aveți tot așa un indicator de nivel care, după cum vedeți, nu joacă când vorbesc, nu se mișcă, nu face nimic. Deci, îl dăm mai sus. 1, 2. 1, 2, 3. Și ne auzim în sală. Și dacă vedeți, mișcă și ăsta. Deci, așa știți că e pornit. Și acum, dacă l-auțim, adio. Nu mai nimic. Acum, trebuie să vă spun o chestie care așa ține de teatru puțin sau de, nu știu, de organizare foarte bună. Poate că ați observat, dacă ați văzut odată vreun concert, că e de muzică simfonică, că de orice fel de concert, niciodată cei de pe scenă sau cântăreți sau cine este, nu trebuie să bată microfonul sau nu trebuie să-i facă semne disperate omului de la media, dar aici mi-e drumul că vreau să cânt în seara asta. Deci trebuie să existe o comunicare între voi. Fie sunteți voi foarte atenți și vedeți când pleacă un om atingit microfonul și că vine următorul om și la începe și vrea să spună ceva, îi dați drumul cu o secundă înainte. Fie lăsați microfonul pornit tot timpul, dar supravegheți mereu chestia. Adică, cum i-a spus și Liviu când stătea aici cu mulți oameni de vorbă, puteți sta de vorbă cu alții în tot timpul, mă rog, evenimentului sau spectacolului, mai puțin când trebuie să întâmple o schimbare. Atunci să fiți atenți, să fiți pe fază, să fiți cu mâna pe buton. Cel alb vine aici, cel verde vine aici. În celelalte canale sunt diverse alte chestii, cum ar fi microfoanele, astea două fire subțiri de la microfoanele care se pun pe ureche. Deci când o să avem oameni care le folosesc, are sunt 3 și 4. Pianul este la canalul 9-10, chiar să vă trebuie să vă pun cablu. Toate canalele se poartă absolut la fel. De aici îi dați mute, de aici îl dați mai tare. Reglajul de ton, egalizorul grafic, sunt astea 4 butoane. Compresorul de dinamică, butonul care era galben la mixerul celălalt. Aici este, nu știu, culoare, e un violet sau un albastru, nu mă pricep la culori. Cred că ăsta e albastru și ăsta e violet. E acolo sus. Diferența între mixerul ăsta și celălalt, e că la celălalt aveți decât un buton și atât. Ăsta are și un LED lângă reglajul de compresie ca să vedeți când intră în acțiune și când ați țipat vorbitorul prea tare și atunci compresorul îi taie dinamica ca să nu șuiere boxa. Și deci, cel mai bine se învață făcând, așa că în seara asta, unul dintre dumneavoastră o să stea aici lângă mine, eu o să mă ocup de citate și persoana în cauză o să facă sunetul. Pentru că ești lângă mine, o să poți să-mi dai un ghion dacă nu știi sau dacă te curci. Dar începem exact cum ați făcut la cameră pe rotație, o să facem și la sunet pe rotație, că ideea e să știți toate chestii. Cu microfonul, ăsta are un buton care buton face țac, deci dacă microfonul e pornit și e dat tare, în momentul când vorbitorul vrea să-l închidă ca să-l ducă în altă parte, se aude tare și e supărător. Și de-aia trebuie să fiți atent și când omul, de exemplu, mi-a fost cu discuția cu sala, da? Vorbește omul de la catedră ceva și după aia ceva din sală trebuie să răspundă. Sau poate vrea să-l ia din stativ și să mergeți în altă parte să vă rugați sau ceva. Să te atenți, când omul a atins mâna să-l ia de acolo, îi dai mut de aici, pe aia omul poate să-l zgâlție cât vrea, că nu se mai aude. Și pe aia când s-a așezat și vrea să vă răscăi, dați iar drumul. Adică e o chestie de finețe care trebuie să o vedeți. Nu există manual pentru chestia asta și nici nu e uzanța ca omul să țipe, sune. Deci va trebui să învățați să o faceți fără să se țipe la voi, fără comunicare. Întrebări până acelea. Bun, bateriile proaspete vin întotdeauna din sensorul de sus. În momentul când o baterie a murit, nu o puneți tot acolo ca să o amestecați. O puneți în sensorul de jos sau o duceți direct la coș. Deci e foarte important să le amestecați, că altfel seamănă unele cu altele. Toate, deci microfoanele astea, două și ăsta și cu... Fratisul merg cu aceeași fel de baterii. La fel ca și receptorul și transmițătorul microfoanelor pentru obraz. Toate merg cu aceeași gen de baterii, deci nu vă încurcați în baterii. Numai telecomanda lui merge cu danici. Restul toate merg cu baterii mari. Deci, până aici. Avem deja un sertar de darea noi, care a fost dintr-o donație anterioară, din altă dată, deci avem deja, nu le-am plătit, erau ale casei. Avem și baterii recărcabile care sunt sus într-un încărcător, care e programat să pornească automat vineri dimineața, să stingă automat sâmbătă seara, deci dacă rămâneți fără baterii din alea, vă duceți sus în cameră și găsiți mereu baterii proaspete, numai bune de pus în microfon. Intenția e că atunci când noi epuizăm pe ultima rețetă de sus, să încheiem forever cu bateriile consumabile, să le trecem pe acumulator. Dar momentan le consumăm și fără și bani. 6 minute jumătate. Ok. Cine e voluntar? Cine stă la butoane seara asta? Bun. Și cine stă la cameră? Nu că ele au chilit la botez. Deci tu stai la cameră și ce, Beni sau cine s-au plic cu butoanele? Sau Beni sau Liviu? Care dintre voi? Sigur. Nu s-a plictisit Liviu, că stai aici toată viața întreagă. Bun. Hai. Deci Beni face sunetul, Laura face camera. Dacă vrei la jumatea cu bătării te poți schimba cu Mirela dacă vreți să faceți exerciții. Cam asta e tot. Ne vedem data viitoare. Mersi pentru atenție.